Spitalele care se vor reorganiza pentru reluarea activităților non-COVID trebuie să trimită către Direcția de Sănătate Publică Argeș o actualizare a planului de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate a asistenței medicale, a hărții zonelor de risc și a procedurilor operaționale privind dezinfecția, portarea echipamentului de protecție personală și circuitele funcționale adaptate în conformitate cu măsurile specifice de prevenire și limitare a infecției cu virusul SARS-CoV-2. DSP Argeș va reanaliza nevoia de oferirea serviciilor de asistență medicală COVID în funcție de evoluția numărului de îmbolnăviri și gradul de ocupare a paturilor din județ. Există 5 spitale în județul Argeș care vor putea fi organizate pentru funcționarea în regim mixt. Acestea sunt Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung cu 27 de paturi pentru pacienții non-COVID Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului cu 35 de paturi recuperare respiratorie post-COVID Spitalul de pneumoftiziologie le ordeni cu 19 paturi pentru pacienții non-COVID, spitalizare continuă oftiziologie și 8 paturi spitalizare de zi în pavilionul 1. Spitalul Militar Pitești cu 14 paturi pentru pacienții COVID cu patologie asociată psihiatrică în pavilionul neuropsihiatrie. Spitalul Municipal Câmpulung cu 149 de paturi pentru pacienții non-COVID. În funcție de evoluția epidemiologică locală, spitalele care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul DSP, asistența medicală și pentru pacienții non-COVID, în condițiile existenței circuitelor funcționale complet separate, fără a fi necesară externarea, transferarea tuturor pacienților internați către alte spitale.